treabă. Nu e nimeni acasă și eu tot am treabă de făcut. Nu se mai termină niciodată. Nici nu zici că-ți plecați de mai bine de o săptămână. Tot adun și nu se mai termină. Hainele-s pe acolo, fructele pe masă. Deja au făcut muște. Nu se supără nimeni dacă îl gustul fructe. Dulciuri începute și topite. Nici nu se mai pot mânca. La gunoi. Așa-i cu oamenii ăștia bogați. Au de toate și nu apreciază. Le lasă pe masă aruncate până se strică. Of! La gunoi. Auleu, și astea ce sunt? Să le adun și pe astea. S-o arunc? Cred că-mi trebuie și mie. O pungă e folositoare întotdeauna. Pe asta nu are. Dar insectele astea... Vai, sper să n-ajungă în casă. Sunt peste tot. Și-am făcut într-una curat. Ce o să zică doamna când o să vadă furnici? Și lucrurile să le strâng. Și acum fugă acasă? Am și la mine treabă de făcut. O grămadă. Bine că măcar Irina se distrează la mare cu tatăl ei. Măcar pentru asta sunt fericită. Am făcut multe sacrificii, dar măcar se relaxează. Și tatăl ei a venit din străinătate să o ducă și el a făcut sacrificii. Mă duc la mine să văd ce mai fi și pe acolo. Florile se usucă de atâta căldură. Și asta s-a luat. Casa mea e plină de furnici. Ce mă fac? Mă mănâncă peste tot. Simt că s-a urcat pe mine. Furnici! De asta erau furnici și pe terasă. Cel mai bine ar fi să verific din nou și să sun la dezinsecție, să vină să facă o curățare ceva. Uf, mă mănâncă tot corpul. E plin și aici. Nu e ca la mine? Dar tot e plin. Sper că n-au ajuns în casă. Mă duc să verific. Ce s-a întâmplat? Ce s-a fi întâmplat? Dar sunt singură acasă. Uf, cum intru acum? Mă duc pe partea cealaltă. Poate am lăsat acolo deschis. Deși știam că doar asta e deschisă. E deschisă. Ce mă fac acum? Doamna se distrează la mare. Cum să-i zic eu că a fost casa invadată de furnici? La mine nu mai pot locui. În casa mare nu pot dormi. Mă întorc pe terasă. Și aici, cu furnicile, măcar aici, în aer liber. Aș sta și eu întinsă. Nu mai pot de atâta muncă. Și ce supărată sunt. Mi-au zis să am grijă de casă și ce am făcut? Oare ce-or fi făcând la mare? Din câte am vorbit la telefon, mi-au zis că s-au întâlnit. Să-i sun, să nu-i sun, să-i deranjez, să nu-i deranjez. Dar dacă intră furnicile în casă, eu o să chem o echipă să facă fumigații la mine și între timp cred că o să locuiesc aici, pe terasă. Iar când vor veni, vom vedea dacă e nevoie să facem fumigații și în casa principală. Deci să-i sun totuși. Bună! Hello. Bună, doamna Cristiana!
Da, a apărut o problemă. Știu că am zis că nu vă deranjez decât în caz de urgență, dar... Priviți, curtea și terasa au fost invadate de furnici, casa mea de asemenea. Nici nu mai pot intra, simt că se urcă pe mine. Iar la dumneavoastră în casă nu pot să intru. S-au închis ușile și... Cred că am uitat cheile înăuntru, îmi cer scuze. Credeți că vă stric concediul dacă vă zic să veniți până acasă? Da, poate cu avionul, să ajungeți mai repede. Și dacă puteți, aduceți-o și pe Irina, mi-e dor de ea. A ținut-o mai mult decât am plătit noi. Mulțumesc. Bine, ok, vă întoarceți după, vă întoarceți, mulțumesc. La revedere, vă aștept. Fetelor, mergeți înainte, se ocupă doamna Ilinca de voi. Vin și eu imediat. Au venit să mă duc să le întâmpin. Repede, repede. Fetelor, ați venit! Bună ziua! Bună, mami! Mami! Irina! Fetele mele! Și pe tine! Doar ce te trimisesem la mare în runda a doua când a venit tatăl tău să te ia. Am crezut că rămâi cu el. Am venit la tine ca să te iubesc. Și tatăl vostru? Domnul Ion a rămas să-i țină companie tatălui meu. Doar ce a ajuns la mare din delegațiile lui. Poate că știți cum e în afaceri, e greu. Și mama, mă duc să o ajut. Nu, a zis că se descurcă singură. Ocupă-te de noi. Da, haideți să vă servesc cu câte un suc rece. Trebuie să fiți înfierbântate după drum. Da, așa-i. Haideți, fetelor. Să vă ajut? Mă descurc. Atenție, sunt furnici. Eu am curățat cât de mult am putut, dar tot vin. Uite, mușuroaie în toată curtea. Aveți grijă, nu călcați pe ele. Furnicile înțeapă. Așa o să facem. Hai pe terasă, repede, că e curat. Mă duc să aduc pahare să vă dau un suc din frigider. Of, am uitat. Nu pot intra în casă. O așteptăm pe mama ta să vină cu cheia. Și să sperăm că nu sunt furnici și în casă. Furnici? Da, Irina, la noi e plin. Nici nu puteam intra. Dar au venit băieții și au făcut fumigații. Și acum trebuie să stăm 2 săptămâni să-și facă efectul. Și unde vom locui, mami? Poate vă primim la noi. La asta m-am gândit și eu. Dar acum să vedem ce zice doamna. Sunt sigură că o să fie de acord. Vechea mea cameră de copii e liberă și camera de oaspeți e liberă. Avem spațiu destul, așa că stați fără grijă. Știu că aveți spațiu, nu eu fac curat. Până una alta, vă dau așa, fără pahare. Mulțumesc. Răcoriți-vă. Doamna Ilinca, nu pot să deschid sticla. Of, de asta sunt aici, să te ajut. Poftim, hidratează-te. Mulțumesc. Ce căldură, abia aștept să beau ceva rece. Fetelor, unde sunteți? Doamna Cristiana a venit. Doamna Cristiana, doamna Ilinca, bine v-am găsit. Ce bine că ați venit! Vedeți, furnicile astea... Da, știu, am înțeles cu furnicile. Uite, mergeți acum la firma de dezinsecție să vă dea niște substanțe mai puternice, iar eu mă ocup de fete. Sigur mă descurc cu ele. Bine, mă duc acum la firma de dezinsecție și iau substanțele. Sigur se vor rezolva toate problemele acum că ați venit. Fetelor, să fiți cuminți, să o ascultați pe doamna! Inclusiv tu, Mara! Mama este foarte importantă și pentru tine. Bine, doamna Ilinca. Bine, mami. Bine, mama.
Cine vrea popit? Noi! Văd că doamna Ilinca v-a dat fructe proaspete, sucuri reci. Pe mine cine mă servește? Eu! Ioana, tu ești mică. Mara este cea mai mare. Mara, adu-mi o doză de suc de la frigider. Dar tu nu poți? Mara, eu am condus tot drumul de la aeroport până acasă. Sunt aproape 2 km. Am obosit. Te rog, mergi la frigider și adu-mi o doză de suc. Hai, Mara, du-te! Ce mai aștepți? Eu, dar tu, Irina, de ce nu te duci? Tu ce ai? Eu am grijă de surioara mea, Ioana. Sau vrei să ai tu grijă de ea? Nu. Mai bine mă duc să aduc un suc. Aha, în sfârșit. Mă, un suc de sete. Gata, mami. Ce rece. Ce bun. Mă duc înainte să verific casa, apoi puteți să vă desfaceți bagajele în camerele voastre. Mara, le dăm Irinei și Ioanei camera ta de copil mic, da? Da, sigur, mami, pe mine nu mă deranjează. Chiar mă bucur, am o grămadă de jucării și nu le folosesc. Ești darnică, în sfârșit. Hai. Curaj! Aici totul pare în regulă. Să chem fetele. Să despacheteze, să facă un duș. Fetelor! Avem cale liberă! Yeah, hai să mergem, Irina! Hai să-ți arăt camera ta și a Ioanei. Hai! E la etaj! Haideți, fetelor! De pe balcon vezi munte! Hai! Aici va locui doamna Ilinca până se rezolvă problemele voastre. Iar voi sus acolo vă descurcați, da? Da! Haide! Topogan! Și popii! Dar cât a popitul! Și jos am! Sunt peste tot prin cameră, uite! Unul aici, unul după ușă, unul pe scaunul de la pian, unul jos, covoraș popit și aici sus. Deci peste tot aveți jucării, bucătărie, căsuță, dressing. Wow, să mă dau! Și aici este lumea jucăriilor. Super! Wow! Wow, super, pe popii! Vă place, fetelor? Așa ceva n-am avut în viața mea! E super! E foarte interesant! Și eu uite! Wow! Și planetă și luna! Acum ajung foarte bine, dar când eram mică mă jucam așa! Hai, Ioana! Hai! Bucurați-vă acum! În câteva zile se rezolvă problema și vă mutați la voi acasă. Ne mutăm? Da, știi cum e vorba aia? Nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Așa zice mama ta. E, are dreptate mama, dar e mai frumos aici. Jucați-vă! Eu intru la un duș, jucați-vă frumos, iar Mara, tu prezintă-le fetelor locurile pe unde au voie să se joace și pe unde nu. Știi că sunt multe reguli în casa asta și mie îmi place să fie respectate. Da, mami, am înțeles. Am plecat. Haideți să vă arăt unde nu aveți voie. Dacă aveți nevoie la baie, folosiți baia de jos. Haideți să vă arăt unde nu aveți voie. Bine, hai! Să începem cu camera mea. E cel mai important loc din casă.
priviți aici! Aici aveți voie să intrați doar cu permisiunea mea! Ați înțeles? Și asta nu o să se întâmple prea des. Da, am înțeles! Da, am înțeles! Oricum, camera cealaltă îmi place mai mult. Camera asta este cam plictisitoare. Așa că hai să mergem. Bine, bine, hai să mergem. Mai bine așa. Haideți! Dar ce este aici? Nu, 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 nu! Aici aveți voie, dacă acum e mama. Fetelor, lăsați-o în pace! E cuiat, nu știți că sunt aici! Chiar este încuiat. Dar aici ce e? Nici aici n-aveți voie, e camera părinților. Da, camera de moșneni. Mai bine. Cel mai bine e aici pentru voi două. Dar să nu faceți prea multă mizerie. Oricum, tot voi strângeți. Nu, nu, mama mea o să strâng. Pentru că este servitoarea mea. Servitoarea mea. Fetelor, am rezolvat cu insectele. De mâine ne putem întoarce acasă. Cum? Acasă? Afară repede? Abia ce începuse să ne placă aici. Of, bine, mami. Am un plan mare. Gata! Da, e super ideea! Haide, Mara! Mara, hai! Haide, repede! Să ne ferim să nu fim văzute! Hai! Încetul, Ioan! Să mergem pe terasă să luăm ce trebuie. Haide, repede. Să ne luăm sculele. Hai să luăm. Să punem cât mai multe furnici. Am eu o idee. Acum intră multe. Eu zic că este suficient. Și eu la fel. Hai, ține. Da. Acum să fim atente. Hai să nu fim văzute în continuare. Am luat cu fărașul mușuroiul de furnici. Și acum îl vom arunca în casă. Casa se va umple de furnici și nu vom mai putea să locuim aici. Și veți putea sta la noi în continuare. Super! Mulțumesc, Mara, e foarte bună cu mine. Nu lăsăm acolo fărașul și mătura, că dacă nu o să ne prindă. Super, Mara! Hai să mergem repede! Dar ce faceți, fetelor? V-a apucat curățenia? Făceam și noi niște jocuri de rol. Acum le punem la loc. Am reușit. Ce-ați reușit? Să ne jucăm! Yeah!